Excavator care în loc să-l folosească pentru amenajarea drumurilor agricole, a fost fost să vedeți. Da, am fost. Vă spui că de mai plouă nu e putem duce morții. Ok? Deci ea în loc să folosească utilajul ăla pentru amenajarea drumurilor, agricole, îl folosește în interes privat. Ce înseamnă? Că îl dă în chirie prin sat, în stânga, în dreapta. Zis că e 80 de mii la oră. Îți dea 80 de lei pe oră. Exact, așa îi dai banii la tractoristul de pe el. S-o te-o trecut pe-n bordero și s-o dus cu banii la un guraș. Exact așa au zis că pe mine. Eu am dat echitanță, nu-i dat echitanță. Eu speram să-i mă doamna. Echitanță oricine are, echitanță, echitanță de la Cuști. Echitanță de la mergi și-l cumperi și-l stampinezi. Bă, drumurile, astea pe la Hurta nu s-au făcut de când era... Cred că Gabi în primul mandat. Atunci ți-o aminte că am tirat un buldozer. Acum la aveți. Acum e buldozer aici și nu se face nimic. Nu, tirat un buldozer din acolo care poate face, ăsta nu poate face. Bun. Mai mare rușinea satului, ați văzut ce tablă era scris acolo de pe vremea lui Ceaușescu cu Batin. De când au apărut postările mele pe Facebook, doamna primarul vine și-o pus troiță. Acum au pus-o. Ați văzut? Deci înseamnă că se poate, nu? Se poate. Bun. Ceea ce mulți dintre voi, poate că voi mai știți pe Facebook cum tot am postat eu, doamna primar o cheltui milioane de euro pentru a face o sală de sport. Eu nu o numesc sală de sport, că dacă mergem acum cu mașinile să o filmăm și vă arăt, e o sală polivalentă. Ha? Din ceea ce am auzit eu, n-am fost înăuntru, că eu n-am cheie să intru înăuntru, am înțeles că acolo ar exista aparatură pentru fitness. Câți dintre voi mergeți acolo să vă faceți... Da, dacă și sinteticul trebuie să-l plătești. Câți mergeți acolo să vă modelați mușchii? Că dacă mergeți pe terenul sintetic de fotbal în Unguraș, vă cere 30 de lei. Dar ungurii, maghiarii, că să nu se înțeleagă, eu nu am nimic cu ei, Doamne ferește. Dar dacă mergeți să jucați fotbal, vă cere 30 de lei pe terenul sintetic, pentru ei gratis. Ok? Aia, ăla nu-i dispensar, aia clinică ce o are acolo. Au stomatolog, voi l-aveți în Batin. Nu aveți stomatolog, aveți un medic care vă vine câteva ore, de două ori pe zi, câteva ore dimineața. O asistentă nu există. Deci aici când cheltuiești 120.000 de euro în 6 luni pentru cultură, pentru ce? Pentru cultura maghiară, nu? Tu nu ai 20.000 de roni ca să plătești un an de zile o asistent social pentru bătrânii din sat. Aveți? Nu aveți. Dacă taică-mea are nevoie de o injecție, trebuie să se ducă la Dej, nu? Sau la Unguraș. Aici nu este un asistent social. Cineva să dea primul ajutor, se întâmplă, face infart un bătrân, ajunge la el în 10 minute, îl mai salvează. Dar până vine salvarea din Dej, cine îl mai salvează? Nimeni. Dați-mi voie să vă strămâne, ați fost prima persoană care ați început. Mulțumesc. Cu ce ați început. Eu am numesc acolo Valea Ungurașului. Taică-mea acum de 5 minute, dacă ați văzut ambulanță, o pleca la urgență. Atâta? Da. Da. Am vrut să fac dispensar, nu dispensar, clinică cu ambulanță pe măsuri, pe fonduri europene. Doamna primar nu vrut să-mi aloce fosta școală, care e închisă de câțiva ani, să o iau în concesiune pentru binele populației, să fie mașină de ambulanță. Vreau să-și facă un serviciu de ambulanță privat, ceea ce îți permite legea. Nu privat. Nu, pentru Vale și pentru Batin. Să fie mașină de ambulanță, să nu trebuiască să vină din Dej când e nevoie, să plece de aici încolo. Și nu s-a alocat că nu se poate, dar se poate să facem terenuri de sport, cum a zis, sală de fitness care nu ne ajută cu nimic. Drumurile sunt varse. Bine, aici cu sala de fitness vă spun eu, aici doamna primar o să ne spună
o să ne spună răspicat că a fost vorba de niște bani, știi că așa se întâmplă, vin banii de la București, numai te trezești cu ei în brațe și nu știi ce să faci cu ei. Știi, vin de amoc, așa, de la Uniunea Europeană, că tot vorbim că Uniunea... Exact, dar sunt... Europenii nu ai nevoie de relație, ai nevoie doar de un jurist bun. De niște oameni, la ce să plătească primăria un jurist ca să aducă fonduri, să atragă fonduri europene, să facă proiecte, 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 să facă sală de sport. Se întâmplă de fonduri europene, înțelegeți? Și după care, în funcție de proiecte, de la primărie. Și îți dau proiecte eligibile. Nu se dă pentru sport, pentru ce? Pentru bunicuțele din Ungura, să fie în formă, nu? Sau pe când se întorci la sala de sport, se spală nidian, că nu au apă în casă. Vă înțelege? Asta e unul. Cred că asta pot să-l consider sabotaj. Exact. Puțin spus. Deci motivul principal pentru care toți suntem adunați aici... Numai încă o secundă. Okay. Drumul și canalizarea. Am văzut că s-a băgat apă oameni buni. Dacă dă o căldură, știu... într-o vară mai mare, vă ferească Dumnezeu că oamenii de aici se îmbolnăvesc de unul după altul se vor duce... S-a băgat apa, aia s-a băgat, oamenii au băgat-o. S-a băgat apa și căcatul din casă, să-l scoate dimineața, să-l scoată oamenii din șanțuri, să-l arunce în altă parte, să ne ierte Dumnezeu, Domnul. Dar așa deci ceva aici, nici nevumesc. Aici vorbim de... Eu aș fi de părere ca Batinul și Valea să nu mai achite taxele de impozite și taxele locale pentru primărie, să pună de acord comun și să facem separare. Dacă așa merge un guraș, merge separat. De acord, trebuie cineva să ia inițiativă și ne legăm de gherlă. Deci aici asta, am luat extrasul exact de carte funcționare a lui părinților mei, și a, care a fost pe bunicii mei. Batinul totdeauna a fost legat de gherlă, să știți. Da, drumul, vă să știți foarte bine că a fost drum comunal înainte. Drumurile asfaltate, canalizare și legătura cu Batinul, cu Gherlan spre Cluj. Aparținem de județul Cluj, nu? De ce să nu mergem acolo? De ce să facem încă vreo 30-40 de kilometri să ocolim? Ajung și la asta, că eu am multe în cap. Deci, drumul județean 161, care, dacă nu mă înșel, Ioan Rus, că mi-a fost un ministru transportului, era din Valea Ungurașului. O să facă ceva bun, eu trecut de drum județean, deci ăsta nu pare un drum județean, sincer, hai să fim serios, ăsta e drum județean. Nu știu dacă corespunde ca și lățime, mă rog. Drumul ăsta o promis când era Alin Tișă, înțelegi, o promis, nu am povestit cu oamenii din vale, că îl duce până în Ceaba. Da. Nici vorba de așa ceva. Între Ceaba și Cutca au drum făcut nou, modern. Deci sunt patru sate, Cutca, Ceaba, Valea Ungurașului și Batin de români, care nu pot să facă comerț între ei, nu pot să vină, uite, e sărbătoare la Cutca, hai să mergem acolo la Cutca, hai să mergem la Ceaba, hai să... Înțelegeți ce zic? Deci noi nu ne putem, nu avem nicio legătură între noi, pentru că cineva ne împiedică. Neavând drumul, n-ai infrastructură, cum poți să mergi la ei? Înțelegeți? Uite, poate vrem să ne facem, ne despărțim de ei, ne facem primăria noastră. Nu avem, că nu avem 1500 de locuitori, avem numai 1060-80, cu Valea Ungurașului cu tot. Nu putem să-i luăm pe iac din Ceaba cu noi, chiar dacă ar vrea să vină, pentru că ei nu au nicio legătură cu noi. Deci n-ai drum, n-ai nimic, ala nu poate vine la primă să-și rezolve probleme. Deci nu avem drum. Aici doamna primară o să spună, nu-i treaba mea, ba, e treaba ei. Pentru că demersurile la Consiliul Județean, nu mă duc eu să le fac, le face dânsa. Așa cum o știu să-și facă drum de la înainte de alegeri cu 3 săptămâni, dintre Nireș și Ungurașul, a făcut drum nou. Da. Nu? Deci puteam zice, băi, cât a costat drumul la 2 milioane de euro, nu? Cu 2 milioane de euro, dacă nu am bani să-l fac tot până în Valea Ungurașului, atunci cu banii aia plombăm și ne rupem mașinile. Corect? Exact.